Eu sunt Angie și dacă e sâmbătă, pentru mine e zi de cumpărături. Eu zic că rutinele și buna organizare pe mine m-au ajutat enorm și chiar spre surprinderea mea, anul acesta am fost mult mai consecventă decât în alți ani, ca să zic așa. Prin casă am o rutină împrumutată de la Fly Lady care funcționează perfect pentru mine. Asta înseamnă că o jumătate de oră pe zi dedic unei camere. Săptămâna aceasta, începând din 1, pentru că rutina o încep așa de la 1 a lunii, am fost pe prima zonă a casei, să zicem așa, holul la intrare, cămară, terasă. Cu ocazia asta mi-am făcut și inventarul în cămară. Săptămâna viitoare o să fie, pentru că luni e 5, o să fie curățenie în baie și mă gândeam să o combin cu sufrageria, pentru că în baie nu am atât de mult și așa în fiecare săptămână iau câte o cameră la rând și până de Crăciun reușesc să-mi fac curățenia fără să mă stresez prea mult. Legat de meniu, lucrurile sunt simple în continuare, cu meniu de post pentru mine și puțină carne, ouă lactate pentru restul familiei. Buget, meniu, listă sunt elementele de bază de la care eu nu mă abat. Și asta e evident că fiecare, zic eu, își face propria socoteală, dar dacă rămâneți concentrați pe un meniu, cu siguranță o să reușiți să vă încadrați în bugetul stabilit. Și acum efectiv să vă arăt ce am cumpărat. Cumpărăturile din această săptămână le-am făcut în magazinul Penny, unde am achitat suma de 136 de euro și 47 de cenți, bani pe care i-am notat aici pe plic, ceva mai mult pentru că treptat mai cumpăr așa niște dulciuri ca să am să pregătesc pentru cadouri, pentru că, da, săptămâna viitoare, ziceam, e și Moș Nicolae. Meniul arată așa pe săptămâna viitoare. Luni m-am gândit la o varză călită cu niște cârnați, marți o salată cu ton, paste, roșii, măsline, ceapă, miercuri supă cremă de roșii cu năut, o să mai fac și un hummus, joi o să fac orez cu legume și separat mai gătesc niște carne de pui, vineri o salată orientală și o să mai fac o salată de vinete, sâmbătă pește cu legume, duminică din nou pește, un piure de cartofi și o salată. Ziceam, meniul este simplu, eu trec pe meniu, doar mesele gătite, restul e la alegere. Acum să vă arăt efectiv ce cumpărături am făcut. Încep din partea aceasta. Mi-am luat un buchet de trandafiri, așa, un galben deschis. Arată tare bine, așa micuț. Apoi am aici un pachet de biscuiți Speculatius. Tot așa, niște biscuiți cu glazurați cu ciocolată și cu ceva umplutură de fructe. Un pachet de macarons, două pachete de biscuiți Leibniz. Apoi m-am aici cafea, un pachet de la Lavazza și încă un kilogram de Almair. Am zis că, na, oricum ne apropiem de sărbători, suntem mai mult pe acasă și am să iau cafea, să am rezervă. Am mai luat patru Moș Crăciun din ăștia om de zăpadă ce îți iei de ciocolată, așa. Trei pungulițe de bomboane din astea de ciocolată. Haribo. Am așa două pungi, încă trei pungi oștrumfi din ăștia. Un pachet de drojdie, un pachet de zahăr vanilat și aici am praf de copt pentru că încet vreau să-mi fac lista cu ce fursecuri și ce prăjituri mă gândesc să pregătesc pentru Crăciun și mă gândesc să cumpăr așa din timp în fiecare săptămână câte puțin din ingrediente. Am mai luat aici două pachete de afine, două bucăți de avocado, o salată, iceberg, un castravete, am aici o legătură de ceapă verde, un pomelo, banane, am aici două mâini așa de banane, aici am un mango, două lămâi, am trei pachete de roșii din astea Roma,
Penny de obicei nu are nici varietate mare și nici, să zic așa, multe neambalate. Mă rog, astea erau la ofertă, astea le-am luat pentru că nu am avut foarte mult timp la dispoziție și Penny e aproape de mine unde locuiesc și mi-a fost mai la îndemână să merg în această săptămână în Penny. Apoi am mai cumpărat orez. Ăsta este pentru risotto și acesta este orez natură sălbatic. Deci am luat așa două feluri de orez. Am aici două pachete de unt, un pachet de salam pentru sandvișuri, niște păstrăvi din ăsta crud afumat, cârnăciuri, că ziceam luni o să fac niște cârnăciuri cu varză călită, eu o să mănânc doar varza călită și cea mică oricum nu mănâncă și pentru soțul și Amalia o să ajungă acești cârnăciori. Cașcaval, am luat un pachet din ăsta așa cu bulețe și încă un pachet din ăsta feliat. Fetelor le-am luat Actimel. Nu mai luasem chiar de mult Actimel și am zis hai să le mai iau un pachet de Actimel pentru că am văzut că înainte îl cumpăram foarte des, dar când am văzut că zahăr are, am zis că hai să-l mai rărim că chiar nu e bine. Așa, două pachete de legume din astea congelate. Aici am o cutie de, asta este gulie, niște plăcintă de cartofi umplute cu cremă de brânză și verdeață. Aici mai am un pachet de somon. Tot așa să rămân la partea asta de produse, să zicem, nu știu, semi-preparate, mă rog. M-am uitat să fie cât mai ok, adică nu cu sosuri, nu cu nu știu ce, dar asta le pun la congelator și atunci când mă grăbesc, nu știu, de exemplu, niște cartofi din ăștia, wedges cu niște legume sau o salată lângă este o variantă rapidă și sănătoasă, zic eu, că astea cartofii pun la cuptor, ăștia trag la tigaie și merge repede. Am mai luat 10 bucăți de ouă, 1 kg de piept de pui, ăsta chiar avea preț bun și am zis hai să iau 1 kg, îl pun în pungi și pun în congelator. Am mai luat un carton din ăsta întreg, sunt 12 cutii de pastă de roșii, pentru că ziceam, am făcut zilele astea inventar la cămară și am zis să mai completez cu ce am lipsă. Oțet, ăsta l-am cumpărat, acest oțet, de obicei să-l folosesc la curățenie și îl pun în mașina de spălat pus de balsam de rufe. Pentru salată am acest oțet bio. Am mai luat 1 litru de, cred că nici nu e 1 litru, doar 750 de mililitri, da, de ulei de măsline. Apoi am mai luat o sticlă de Prosecco, ediția de iarnă. Ce mai am aici? Am mai luat 2 borcane de ardei din ăștia fâșii, un fel de gogoși armurați. Și aici am mai luat un lapte de cocos, pentru că atunci când mai gătesc eu niște legume cu orez sălbatic, să zicem, mai adaug puțin curry, ceva condimente și lapte de cocos și îmi fac pentru mine o masă gustoasă, de ce nu? Chiar dacă am ales să, nu știu, să consum alimente de post, eu zic că sunt variante multe și chiar nu e asta o problemă și până la urmă postul nu este doar despre mâncare, ca să zic așa. Deci astea au fost cumpărăturile mele din această săptămână, chiar dacă am achitat 136 de euro, încet, încet mai cumpăr ceva dulciuri, mai cumpăr câte o sticlă de vin, câte ceva și ziceam că luna aceasta mi-am notat eu aici pe plic, o să fie 5 săptămâni, unde eu am alocat buget, da, 5 săptămâni, 100 de euro și având în vedere că sunt sărbătorile, o să mai pun 100 de euro în plus și eu de obicei mă încadrez în bugetul ăsta, nu cheltui mai mult pentru că treptat, nu știu, fac o rezervă în congelator, în cămară,
Atunci o să cumpăr carne înainte chiar de sărbători și cam așa o să fie, încet încet mă gândesc să-mi creionez și meniul de sărbători și atunci de fiecare săptămână când merg la cumpărături, nu știu, pot să cumpăr orez sau chestii pentru prăjituri și nu le las toate pe ultima sută de metri, ca să spun așa. Acestea au fost cumpărăturile mele din această săptămână. Eu vă mulțumesc mult pentru vizionare, pentru susținere și până data viitoare, aveți grijă de voi și de bugetul vostru.